Auto Bergamo Deva a jucat miercuri seară ultimul său meci oficial de pe teren propriu din acest an în Liga 1 de futsal. Meciul dintre Deven și Luceafărul Buzău s-a jucat cu spectatori, iar publicul prezent în sala sporturilor a avut parte de un festival de goluri în această partidă, consemnându-se 20 de reușite. Auto Bergamo, care i-a amenajat pe Covaci și Cusmodii, oameni de bază, s-a impus cu 13-7, Deveni conducând la pauză cu 5-3, după ce în minutul 5 era deja 3-0, diferența maximă de 8 goluri fiind înregistrată în minutul 34, când gazdele aveau 13-5. Bueno, nosotros cuanto más gente venga, más nos ayudará y creo que el equipo ahora está dando muy bueno. Cu cât mai mulți oameni, cu atât ne ajută mai mult. De multe ori încercăm să le oferim goluri frumoase, să dăm totul pentru ei și cred că dacă nu era COVID-ul, tribuna era plină și jucătorii merită acest lucru pentru că muncesc mult. Hoy teníamos el problema de un jugador con una tarjeta amarilla. A fost puțin greu pentru că am avut un jucător cu cartonașe galbene pe care l-a amenajat, plus Covaci cu o ușoară accidentare pe care l-a protejat și neavând un om pe poziția asta de închizător a trebuit să improvizeze. Deveni conduc în Liga 1 de futsal cu 28 de puncte din 10 meciuri, fiind urmate de FK Odorheiul Secuiesc cu 21 de puncte din 9 jocuri, CFR Timișoara cu 18 din 11 și United Galați cu 16 din 9, Buzău și Sportul Ciorăști ambele cu 9 puncte din 10 meciuri, iar pe ultimul loc este Clujana Cluj cu 3 puncte din 11 partide disputate. Pentru Auto Bergamo vin două meciuri dificile, ultimele din acest an, ambele urmând a se juca în deplasare. Primul va fi marți 7 decembrie de la ora 17 la Odorhei, iar cel de-al doilea joi 9 decembrie tot de la ora 17 la Galați, iar Victor Acosta și elevii săi merg la victorie în ambele jocuri pentru a-și păstra statutul de lidere ai campionatului. Bueno, nosotros iremos en Odorhei con la misma actitud de partido de todos los partidos que jugamos. Creo que el equipo. Mergem la Odorhei cu aceeași atitudine de la toate jocurile. Cred că suntem într-un moment bun. Dacă tactic respectăm sarcinile, avem șanse să câștigăm la Odorhei. Vă invităm să urmăriți cele 20 de goluri din meciul dintre Auto Bergamo și Luceafărul Buzău, cu mențiunea că pentru Deveni au punctat Andrei de 4 ori, Cojocaru, Gavrilă și Islai în două rânduri, Toni și Toader câteodată, la care se adaugă și autogolul lui Nedelea, iar marcatorii oaspeților au fost David cu 3 goluri, Nedelea, Toma, Bobe și Călugăreanu cu câte unul. Felicitări!